ce să ne uităm toamna aceasta la Tătuțu? Pentru că vorbește lumea. Și ce vorbește lumea în Tătuțu? Vorbește lumea care a văzut Clanul și lumea care a devenit fan Clanul și așteaptă și pe Tătuțu. Sunt alții care nu au văzut Clanul, dar care, așa cum mi-au spus pe stradă sau în diverse locuri, ia să văd și eu din toamnă ce e cu Clanul ăsta și o să văd Tătuțu. Așa că e o bucurie pentru toți și pentru noi care am filmat și pentru telespectatori să ne întâlnim. E un băiat care mă deranjează. Măi, ia vino tu puțin încoace. Mă deranjează. De ce vă deranjează? Tătuțu, ce poți să faci când te cheamă Tătuțu decât să vii? Mă deranjează pentru că nu mă ascultă. Nu mă ascultă, fuge în dreapta, în stânga. Tătuțu, nu e adevărat, ci doar aștept să mă chemi. De aceea vă chemăm să vedeți Tătuțu. Toamna aceasta, la ce să ne așteptăm? La ce e mai frumos? Foarte mulți concurenți interesanți, povești foarte frumoase și mâncare bună. La ce are România mai frumos în gastronomie? Toamna aceasta se poartă albastru, iată, și pentru că mai avem atât de multe să vă spunem. Normal că trebuie să vă uitați în toamna asta la ProTV, pentru că noi aducem cele mai bune știri din această țară, cele mai de încredere și o n-o spunem noi, o spun oamenii care au fost întrebați tot timpul despre asta și noi am dovedit doar în fiecare an că rămânem în top și că nu îi dezamăgim pe cei care ne urmăresc și care ne acordă încrederea lor. Este o toamnă în care telespectatorii vor avea lucruri foarte interesante și neașteptate de văzut și pentru că vor avea parte de știri obiective. Cum va fi vremea toamna aceasta la ProTV? Îngrozitor de călduroasă. Și să vă uitați la ProTV pentru că ne iubiți. De aceea trebuie să vă uitați în continuare la ProTV, să nu vă pierdeți mâna. Iar antrenamentele se fac toamnă, iarnă, primăvară și iar vară, toamnă, iarnă și tot așa. Toamna asta ai chef de spectacol. Distracția în mare formă. Surprizele pam, 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 pam. Nu s-au schimbat. Comedia unește România la ProTV și pe Voio. De ce să ne uităm toamna aceasta la ProTV? Pentru Scarabeu. Și pentru celelalte evident. Producții, evident. Dar noutatea este Scarabeu și e un serial de comedie în care noi credem foarte mult și am pus mult suflet, o echipă absolut minunată și sperăm că vom avea măcar un super succes. Știți că vă pregătim de fiecare dată surprize, dar anul ăsta parcă e ceva în plus. Puțin mai multă emoție, excentric totul, pentru că am dat un upgrade așa pe amenajările marca Visuri la Cheie și povești cu și despre oameni motivaționale și care să ne inspire. Noi la Super Speed avem direcția asta cu care am obișnuit pe toată lumea, cu care ne-am obișnuit și noi între noi, de testăm supercaruri și mașini aspiraționale. Și avem mașini la care noi am visat din copilărie, la care visăm și acum și la care sunt convins că toată lumea se uită așa cu dorință. În afară de asta avem și o direcție de conținut care merge mai mult pe sfaturi de cumpărare. Păi am văzut foarte multe show-uri mișto, show-uri noi și de ficțiune și de entertainment. Masterchef, așa, Gina Pistol, Gina Maria acum, și Vocea României, evident. Eu zic că o să ne așteptăm la spectacol. Cu asta a obișnuit ProTV de când există, asta o să facă și toamna asta. Te simți pregătită? Da!